aceste echipe. Este o imagine a dezolării complete, Rapid, și o cădere, cred că mai mare decât am văzut de când ține minte, la cel 4-0 la sfârșitul sezonului regulat, când era pe cai mari, când zbura în ceruri înalte Rapid, până la această prăbușire încă o dată, care nu știm unde se va opri. Demisia s-a strigat de atâta ori încât, cred că până și de neclintit conducătorii și acționarii Rapidului trebuie să ia în seamă ceea ce cere tribuna, pentru că nu cere ceva ieșit din comun, nu cere o absurditate. În acest moment, cu toată considerația pentru Cristian Bergodi, această echipă este perfect blocată, incapabilă să mai facă un pas înainte fotbalistic, merge în gol, pedalează fără niciun fel de orizont. A avut sigur câteva ocazii, dar a avut în repriza a doua atenție, cred că Hromada a tras singurul șut pe poartă, care în fine n-a fost un mare șut al reprizei a doua. Iar pe final, într-adevăr, această echipă a apărut pur și simplu obosită de fotbal. Obosită și fără niciun fel de chef să mai susțină ultimele minute care au adus și această prăbușire. Tribuna scandează, cântă, dar de partea cealaltă cere plecarea antrenorului. Sunt voci care spun că dacă pleacă Bergodi s-ar putea să vină și Mudică, nu știu, astea sunt niște zvonuri, suntem la nivelul absolut zvonurilor absolute. Nu luați nimic, sigur, de capăt în cuie, dar e posibil, pe de altă parte, orice în acest moment, absolut orice. Va trebui să vedem ce ne aduce această seară către noapte, ne întoarcem cu. Iată clasamentul, dar clasamentul sigur că e mai puțin important în această seară decât povestea Rapidului în acest play-off. Cred că nu a existat o echipă de când se întâmplă cu play-off-ul ăsta. Trebuie să mai cercetăm, dar nu țin minte să fi fost o echipă care să fi plecat în play-off de pe o asemenea poziție încrezătoare, sigur nu de pe locul întâi, dar pe o poziție de încredere și să se prăbușească în asemenea fel. Dar, pe de altă parte, e o echipă care după primele două meciuri a arătat blocat, a arătat rău, a arătat fără idei, cumva într-un soi de pierdută, într-un soi de ceață. Cei de acolo, în buna tradiție, sau în fine, în bunele principii lor, au rămas feri, nu schimbau antrenorul, reconfirmă și mai departe, au făcut niște greșeli la un moment dat după primul meci. Acum să vedem ce se mai întâmplă. Din nou era gânditor, din nou era trist Dan Șucu. Vor putea, sigur că Rapid este în continuare în posibilitatea de a-și atinge obiectivul, adică un loc pe podium. Dar poți să continui așa, poți să mergi mai departe în felul acesta. Cred că este extrem de riscant și începe să mai fie logic, chiar și pentru oameni care foarte bine se construiesc sănătos, nu schimbă, nu au acest impuls de a arunca antrenorii peste bord la primul val mai puternic pe care îl ia corabia. Dar aici nu mai e vorba de asta. E vorba că această corabie Rapidului e apă, la greu. Și sigur că nici publicul nu mai are răbdare. Am auzit toate scandările despre demisie. Aici Lazlo Diosei, care e fericit de partea cealaltă, Dan Șucu, care respiră greu. Respiră greu. Soția lui Dian se uită la el îngrijorată. Asta nu mai e o plăcere să fii în momentul ăsta acționar. A devenit un soi de coșmar. Este un coșmar de acționar ceea ce se întâmplă în momentul ăsta cu Dan Șucu. Gabi Baint, Ierem Mitescu și Florin Bratu parcă și ei gânditori în studio, întrebându-se ce poate urma la Rapid. Păi ce ar trebui să întâmple la Rapid acum, Gabi? Ce ar trebui? Da. Nu știu ce ar trebui. Dar oricum trebuie să luați. O să exilez din emisiunea acestă. Știi ce m-a decepționat? Nu, dar ce m-a decepționat pe mine astăzi mult acum, finalul de meci. Rapidul s-a oprit. Parcă n-au mai vrut să joace. Păi, n-au mai încercat să facă nimic. Da, au stat, priveau. Sepp și-a avut, golul ăla de offside, a avut imediat ocazia. Adică, parcă simțea golul, plutea golul în aer. Aici n-am înțeles de ce s-au oprit, de ce n-au jucat. Că poate reușeau să facă ceva ei pe final. Însă, oricum, un Rapid, cum am văzut astăzi, parcă a fost o echipă care s-a reunit prima dată, toți jucătorii. Nu a existat o relație de joc între atacanți, cel puțin au ajuns de... De câte ori au ajuns, că nu au avut nici multe acțiuni în careul advers, dar de câte ori au ajuns, n-au știut ce să facă acolo. Parcă erau
inamici, nu își pasau mingea când trebuie să o paseze sau să joace unul pentru celălalt. Nu, slab. O echipă debusolată. Clar se vor lua măsuri. Eu sunt sigur că... Adică? Se vor lua măsuri. Va fi schimbat Bergodi? Da, da, 100%. Așa Ilie? Cred. Simți că va fi schimbat? Ar fi momentul în acest punct de blocaj? Este o situație complicată. 4 înfrângeri în play-off e... Nici ultima clasată din play-off n-are un... Păi nu, este pe ultimul loc al play-off-ului, nu al clasamentului campion, al play-off-ului de departe, adică în momentul ăsta. Adică e destul de penultima. Nu, în clasamentul campionat, dacă e numai rezultate în play-off, numai meciul din play-off, e pe ultimul loc. Da, deci 4 înfrângeri. Da. Este 4 înfrângeri, gol averaj, cred că este minus 6. 4 meciuri, rapid. Am tentat să spun că la un moment dat a mutat bine cu Funșo, cu Burmaz, cu Ragmani, că au forțat pe faza ofensivă. A fost situația lui Burmaz în care putea să înscrie. În oglindă, Storc, uite, intră cu Ștefănescu Storc. Și... Storc. Și Storc. Intră cu Ștefănescu și Demeriu. Așa și... cum a și spus, el a anunțat la început, nu e gata, va intra 20-30 de minute, deci, Ștefănescu au dat un gol, a fost offside, nu nimic au mai dat. Ștefănescu e un jucător important, decisiv pentru... Da, pentru... nu, dar e important, mai ales imediat, adică imediat. Florin, tu înțelegi ce se întâmplă cu echipa asta? E greu și mie să înțeleg, pentru că... Unde e spiritul? Unde e avântul? Am văzut... o altă față a Rapidului în campionatul regulat. Nu mă așteptam ca în play-off echipa să, nu știu, să fie atât de stoarsă de energie, de nu știu... Parcă pentru ei se terminase campionatul pe 4-0, FCSB. Exact. Gata, totul, am luat titlul nostru. Totul e împotriva lor în momentul de față și ca joc. Da, cred că cel mai important aspect, până, bineînțeles, a ne da o părere de, și a spune despre rezultate, este că jocul nu funcționează la Rapid de ceva vreme și, până la urmă, e o consecință a ceea ce se întâmplă și la nivel de rezultate. Clar, suporterii nu mai au răbdare. Vedem acest aspect. Bergodi va rămâne sau nu? După? Va fi... Se vor despărți de el sau nu? Eu înclin să cred că va renunța el. Nu știu, eu cred că domnul Șucu, Daniel Nicolae Angelescu, nu cred că îl vor da afară, încă au răbdare. Sau vor avea discuții. Dar cred că nu va mai rezista el. Nu va, da. Sunt probleme pe faza defensivă. Dacă ne uităm în play-off, toate echipele cu care au jucat și-au creat foarte multe ocazii. Bine, în seara asta a fost și la posesie superioară, dar în prima repriză a fost undeva la 60%, pentru Sepsi. Deci sunt probleme mari de tot. Cumva proiectul ăsta, cu siguranță, va fi unul de succes din punctul meu de vedere. Pentru că vorbim de un rapid, așa. Finanțator care, cu siguranță, de un owner care va investi foarte mult, de un patron. Sunt care, doi, cu siguranță. Sunt doi acțiuni. Cei doi, dar majoritar. Unul majoritar și unul minoritar. Da. Dar trebuie, eu zic că în toate compartimentele trebuie să aducă anumiti jucători. Pentru păi i-au adus deja, Ilie, este plin. Uite-te aici, au lista bancă, de rezerve este dublă ca de la FCSB. Fundaș central n-au adus. Fundaș central n-au adus. Au adus pe Cristea, la începutul anului. Da. Și Iacob. Iacob era. Erau. A fost de... Era. Iacob deci era. Deci este nevoie de întâlniri, chiar și în, repet, la mijloc. Mie mi se pare o echipă care... Nu, cred că aici e problema. La mijloc probleme. La mijloc au adus la oameni de... Păi serios, la un moment dat spuneam că au două echipe. Adică dacă Rapid are o problemă și nu de astăzi, de câteva meciuri, este la nivelul celor trei mijlocași. Da, Hroma, da... Wide câți mijlocași au adus? O comparație cu Lisandro. Scuzați-mă, imaginea asta e emblematică cu Bergodi, care încearcă să consoleze o suporteră specială. Ce-s comparația cu cei doi închizători? Frumoasă imagine. Este de umanitate colosală. Dincolo de ce s-a întâmplat cu Bergodi. Dar mi se pare de frumos să ai timp pentru un astfel de om. Într-un moment care îngrozitor pentru Bergodi. Îngrozitor.
Gest minunat, minunat. Să lăsăm pe Marius Ștefănescu și reveni. Să câștigăm. Erau foarte importante cele trei puncte pentru a ne menține acolo în cursa pentru Europa. Debeliuc ți-a dedicat golul și pentru că i-ai dat asist, dar și pentru că ai fost înjurat. Practic pe el l-ar fi marcat poate la fel de mult ca pe tine acele apostrofări. Ce zici de reacția publicului rapidist? Sincer, nu mă așteptam la așa reacție, dar până la urmă este treaba lor. Dar povestea aia că te-au ținut minte, că ai declarat că nu vrei aici sau ce? Dar n-am declarat niciodată că nu îmi doresc să fiu aici, dar cred că povestea aceea cu că nu vreau să joc cu FCSB sau ce, în fine, nu mai contează. A, că te dai lovit când a spus domnul Șucu ce a spus, nu? Da, probabil că de acolo, dar sincer nu vreau să le spun nimic, doar multă sănătate, eu mi-am făcut treaba pe teren și atât. Cum a fost meciul ăsta? Tu ai intrat pe parcurs pentru că n-aveai foarte multe minute de pregătire în această săptămână, dar cum ai simțit tu în momentul în care ai intrat pe teren și ce ai văzut tu de pe margine? Da, așa este. Am simțit o înțepătură la meciul cu Farul la pauză. Nu m-am antrenat deloc săptămâna asta, doar antrenament oficial, să zic așa, înainte de meci și am decis cu mister să fac deplasarea la București și pe final să intru. Mă bucur că am reușit să dau și o pasă de gol și cred că cel mai important, cum am zis, sunt cele trei puncte. Meciul cred că a fost un meci frumos. Sincer... Chiar frumos n-a fost. Chiar frumos. Pentru voi a fost foarte frumos că ați câștigat. Eu, sincer, așa am văzut după bancă. Cred că și Rapidul au arătat ca o echipă bună, au arătat câteva ocazii clare, dar... Până la urmă ne bucurăm că noi am ieșit învingători. Ei simțit pe cei de la Rapid cu mai multă presiune, apăsați așa de ceea ce s-a întâmplat pentru ei în play-off-ul ăsta? E clar că după, da, sincer nu aș vrea să vorbesc eu despre ei. I-am analizat foarte bine. E clar că o echipă după trei înfrângeri nu este cu moralul sus, dar și ei își doreau să câștige acest meci și cum am zis, ne bucurăm că noi am ieșit învingători. Mulțumim! Mersi! Debeliu i-a dedicat tocmai lui Ștefănescu golul pentru că a spus el a fost înjurat tot meciul de suporterii Rapidului. Ștefănescu însă n-a vrut să amplifice conflictul, a spus că le doresc sănătate, el și-a făcut treaba, ceea ce este real. Suporterii Rapidului sigur supărați pe el că a ratat toate meciurile din ultima vreme pe CSB, dar face lucruri bune împotriva Rapidului. Toți jucătorii care au intrat la Sepsi în această seară, toți au venit cu un plus. Mă refer aici la Varga, la Debeliu. Pe cei de la Rapid? Nu au reușit. Cu minus. Vină, da, nu au reușit să vină cu un plus, o teliță, iarăși, ca under. O să vină și Bernstorck. Evident că deocamdată nu vin de la Rapid. Nu vin jucători. Probabil că este... tristețe mare. Stork tot. In good shape, îl văd. Ce vreți să plângă? Omul este impecabil. Da, ce puteți facă mai mult? Da. La Sepsi, a venit, a jucat cu mult curaj echipa. Mie mi-a plăcut Sepsi. Nu joacă, sistemul ăsta mie îmi place cum da. L-a pus la punct. Să-l ascultăm. Team, we make a good job. I think you saw both teams, they want to win this game. It was an open game, up and down, chances on one side and chances on the other side. And I have to say the lucky team won today. But when you see what we did also in the last games and we have no luck and we deserve to win, maybe we got it now back in this game. You are inspired sending two players that make the goal? Yeah, we have a good squad. Everybody is ready. And Ștefănescu, it was the whole week he couldn't train. But you see, when he come in also with Debe, we have quality on the bench. And this makes them the different. And we scored also before goal. Unfortunately, it was offside. But I think it was a very nice victory. Do you have any comment about referees in this playoff? Referees? They have to do their job. They have to do their job. Sometimes it's not easy. Yeah. Also, last week we had a little bit problem with the VAR. I think we have to make the VAR system a little bit better and easier for the referees. I think they make a good job.
How do you see these 3 points in this fight for? Yeah, we are in the game. Yeah, we are in the game. I told you before, we are fighting for these 3 points, and maybe more. Maybe also for the international places. We are in the game. Next week we have a very important home game. Yeah, next week I say, we say Monday now. On Sunday we have a very important home game. Yeah, against Craiova. And when we win this game, everything is possible. Any news about Cosmin Matei? Yeah, he's step by step back, but not in the team training. Yeah, but he will be, we will see. He has also ligament injury a little bit. Yeah, but he's coming back, he's in the training now. What can you say about Paun? It's a serious injury or? He has a kick just on his knee, but it looks not so bad. Yeah, he could walk, and I hope he can start in 2-3 days again the training. But we have to see what the doctor said. A few words about Rapid. About this situation? No, this is, I'm not responsible for this. This is always difficult for a coach. I wish him all the best. He's a good coach. Sometimes you need also luck. Yeah, you see, for 4 weeks we spoke, they can win the champion. They beat FCSB in an amazing game, a top game. And 3 weeks later, they want to send him away. I think he don't deserve it. And FCSB deserved this title? This? Yeah, until now it looks like. Yeah, when you stay so long time on the table, then you are the best team in Romania. Okay, thank you. Thank you very much. Am încheiat, spun că FCSB, dacă a rămas atâta vreme pe prima poziție, este cea mai bună echipă din România. A fost un meci echilibrat, am fost noi mai norocoși astăzi, dar în meciul eu trecut am avut ghinion, deci cumva s-a echilibrat. Când intră, s-a văzut Ștefănescu, arată calitate, a contribuit la golul care a fost anulat, după aia a contribuit și la golul care, de fapt, el a fost chiar în offside acolo. Când a fost anulat pe la golul care a fost validat arbitru, trebuie să întrebarea aia lui Viorel Grigoriu despre arbitru, trebuie să facă ceea ce trebuie, toate e greu și lor, dar sunt buni, spune el, sunt buni că nu l-au, în fine, n-a avut probleme cu ei în ultima vreme, probabil. Luptăm pentru un loc în Europa, dacă vom câștiga cu Craiova, suntem în joc, spune el. Pe un nu pare așa de rău accentat, e mereu greu pentru antrenorii, râzi noroc lui Bergodi, el e un antrenor bun. Da. Acum știți cum e, ce poți să spui. Câteodată știți cum să spun despre numai de bine. În general și despre cei care nu mai sunt în poziția dinainte, care cad dintr-un loc, dintr-un ăsta. Da, sigur că antrenorii pot fi solidari între ei, asta nu contează foarte mult într-o asemenea situație. O să luăm o pauză, îi așteptăm pe cei de la Rapid. Sigur că vor avea lucruri de spus. Cred, poate vor fi și niște anunțuri în această seară, să vedem. Următorul obiectiv al Rapidului, mi se pare mie, este acela de a nu face campioană pe FCSB tocmai în meciul direct. Cred că asta mai e. E de orgoliu, nu are niciun obiectiv. Tot nu face, că depinde și... Da, da, e posibil. Că dacă pierde, e posibil să... Dacă pierde și trebuie CFR-ul să piardă la... Nu, să nu câștige. Să nu câștige la Constanța. Da, să nu câștige. E posibil, da. E posibil, dar... Rapid a intrat cu 4 puncte diferență față FCSB în play-off. Sunt 16 puncte acum. Atenție, această echipă, Rapid, în sezonul regulat, nu a pierdut niciun meci cu niciuna dintre echipele din play-off, care stă acum în play-off. Acum le-a pierdut pe toate. Te explicați și mie acest paradox. Cu același antrenor, cu jucători, cu lot îmbogățit, și am fost cu toții de acord, să nu spuneți că au venit... Pentru că în play-off fiecare meci este o finală. Dacă intri cu un handicap în play-off, asta vă spuneam, că 4 puncte sunt imense. Da, și am zis și eu, sunt de acord. Da, și că... Este o presiune. Da, dar pentru alții n-a fost așa, totuși. Păi, n-au pierdut păi doar... În afară de FCSB, toate celelalte s-au încurcat. Da, dar nu așa, nu în halul ăsta. Adică ce se întâmplă la Rapid. Păi asta spun. Adică, da. Uitați-vă la Craiova, că a ajuns la un moment dat pe locul 2, într-o săptămână, ce s-a întâmplat. Deci asta e o chestiune, mi se pare, perfect mentală la Rapid. CFR-ul la fel. Ei demonstrează că pot să-și bată toate aceste adversare sau să nu piardă la ele în sezonul regulat. Aceleași echipe. Nu s-a schimbat, s-au schimbat chiar în halul ăsta FCSB peste iarnă. Sunt într-o cădere acum, într-o schimbare. Tu aceeași, la modul negativ, adică bun, se vede clar. De adică ce? Aici e problema, de ce s-a ajuns aici? Mi se pare mental, dacă stai să pui cap la cap lucrurile, mental, mare în afară de săpunarul care a câștigat titlul, nu vezi pe niciunul acolo în echipă care să fi câștigat titlul. Dar la FCSB cine a câștigat titlul?
Da, da, aici vorbim de o echipă care joacă împreună exact, de 4-5 ani. Diferit. Să-l ascultăm pe Iacob. Te-aș ruga să legi niște concluzii, să explici acest nou pas greșit făcut de voi. Da, este al patrulea meci în care nu reușim să câștigăm, nici măcar să scoatem un punct. Cred că nu știm să jucăm la rezultat. Au avut cei de la Sepsi, cred că 2 sau 3 ocazii de poartă și un gol marcat. Noi am avut mai multe ocazii și singur cu portarul și penalti anulat. Cam asta a fost meciul din seara asta. Moment psihologic, faza aia cu penaltiul l-a anulat? Nu. Pentru că chiar dacă aveam penalti, până la urmă nu știam dacă se va înscrie acel penalti. Nu cred că a fost un moment psihologic. Cred că pe final, totuși, împingând jocul atât de mult în prima repriză, pe final am căzut puțin și n-am mai fost atât de lucizi. V-ați pierdut din luciditatea asta și pentru că e această situație la club, sunt aceste rezultate, e și presiunea publicului. Vedeam chiar, cred că în minutul 1 al meciului, deja părea așa că discuți cu Săpunor. A fost o fază la începutul meciului și părea că vă certați. Nu ne-am certat. Nu, e normal să discutăm în timpul meciului pentru că noi doi vedem cel mai bine meciul din spate de acolo și tocmai de-aia discutam ca să vedem ce avem de reglat în așezare. N-a fost absolut nimic, nicio ceartă, nu. A fost tot ok. Cred că am făcut totuși un meci tactic bun. Apropo de discuții, îl întrebam și pe Onea, că tot voi ați format echipa care a intrat fără emoții în play-off, echipa care a bătut fără drept de apel FCSB-ul și atât acum de 4 meciuri parcă sunteți o cu totul altă echipă, deși are aceeași componență ca nume. Ce să mai crezi? Ai mai văzut, trăit așa ceva? Păi este un alt campionat. Asta e diferența, este un alt campionat. Este mult mai aprig, cred că ați văzut și în seara asta câtă dorință a fost pe teren. Și din partea noastră și din partea lor. A fost un meci încins, zic eu, cu ritmul foarte bun. Adică e prea mare miza asta a play-off-ului pentru voi? Nu, de ce? Până la urmă, v-a schimbat la 180 grade? Cam nu, asta e ideea. Nu, în play-off sunt mici detalii care fac diferența. Dacă noi marcam primii, probabil astăzi am fi câștigat. Am avut multe ocazii, n-au intrat. Se întâmplă în timpul unui campionat să ai și astfel de meciuri în care să n-ai noroc, să nu-ți iasă, să dai în bară, să-ți anuleze golul. Se întâmplă, să nu intre mingea în poartă. Astăzi ați fost apostrofați la finalul meciului de către suporteri. Au fost așa cuvinte grele și probabil dureroase pentru voi. Ce le transmiteți? Da, știu că sunt supărați. Nu avem ce face. Cred că noi suntem de 10 ori mai supărați decât ei, pentru că noi suntem cei care suntem acolo pe teren și încercăm să dăm tot ce putem. Faptul că nu e de ajuns ceea ce dăm noi, probabil că trebuie să ne pună pe gânduri mult mai mult. Încercăm să dăm cât mai mult la fiecare meci, cum am spus, o să se întâmplă, dar cu siguranță ei trebuie să vină să încurajeze Rapidul, pentru că jucătorii se pot schimba, dar oamenii iubesc Rapidul și asta contează cel mai mult, să vină să scandeze pentru echipă, nu pentru jucători. Jucătorii se schimbă puțin mai greu dacă sunt așa foarte mulți care nu au evoluții convingătoare. Cel mai ușor se schimbă antrenorul, s-a strigat demisia din nou. Cum e pentru voi lucrul acesta? Dacă vă simțiți responsabil pentru situația asta? Noi suntem principalii responsabili. Noi jucăm, exact cum am spus. La Rapid s-au strigat demisiile a nu știu câtor antrenori. Și rapidiști, și nerapidiști, și... Da, ce să zic, oamenii sunt în măsură să strige ce vor, dar cred că noi suntem principalii vinovați. Dar spune, tu te simți comod fără să l-acuzi, spre exemplu, sau să gândești asta, că vreau să l-acuzi tu pe Bergodi, cu schimbările astea de la o etapă la alta, câte 4-5 jucători față de etapa precedentă? Nu e omogenitatea despre care se tot vorbește? Poate fi o explicație a acestei perioade? Dar în același timp se vorbește și de valoarea lotului nostru și faptul că avem jucători care pot veni de pe bancă să aducă un plus și care sunt la nivelul celor... Pe bancă, dar în primul 11 se regăsesc de la o etapă la alta câte 4-5 nume noi. Păi tocmai, în principiu, dacă bagi unul care n-a jucat meciul trecut, n-ar trebui să fie nicio diferență, nu? Pentru că e aceeași valoare la jucători. Paul, vine din nou meciul cu FCSB, de fiecare dată voi... sezonul acesta, după ce ați câștigat, v-a părut așa că vine căderea. Vine acum declicul acela de care aveți voi nevoie să începeți să câștigați puncte? Păi n-am mai câștigat de la meciul cu ei.
nu știu ce să zic. Sper să-i batem și să câștigăm de acum încolo următoarele meciuri. Nu știu, e complicat să vorbim. Acum facem multe greșeli, părerea mea, individuale, de preluări, pase simple și cred că în meciul cu ei va trebui să facem un meci perfect, pentru că ei nu degeaba sunt pe primul loc la atâtea puncte. Sunt o echipă solidă și noi trebuie să ne autodepășim din nou. V-ați zis ceva Berio de acum? Nu, încă n-am apucat. Am discutat între noi, încă n-am apucat să vorbim și cu dânsul. Mulțumesc. Seara bună. Da, bun răspuns, apropo de schimbări. Dacă suntem bune, ar trebui să funcționăm. Dar, pe de altă parte, paradoxale două declarații. O dată că se întâmplă și meciul genul ăsta să nu intre nimic, deci nu mai vorbesc despre întâmplare, interesant, dar și greșim multe pase simple, multe lucruri de genul ăsta. Pare că și Iacob Gabi e într-un soi de și-a pus așa un soi de da, prelată. Ei să... sunt toți, da, nu le iese nimic. S-a văzut clar în joc. Nu au legat mai multe pase consecutive în ultimii 30 de metri. N-au avut claritate, n-au știut ce să facă când au ajuns acolo. Deci e o problemă și asta vine mental, clar. Asta e principala cauză. E o problemă acolo. Acum, să vor lua măsuri, probabil vor încerca să salveze pe final cu un alt antrenor. E problema lui Bergodi? Păi e o problemă, eu îl simpatizez pe Bergodi și a demonstrat că în multe ocazii a arătat, nu știe fotbal. Dar ajuns într-o asemenea situație, normal, el trebuie să plătească. Cine altcineva? Jucătorii nu vor plăti. Bun, asta, dacă te întreb dacă, unde este vina lui în ceea ce ai văzut? Pentru că i-a adus în starea în care sunt și în care nu au câștigat un punct în play-off. Deci, nu că se spune că e presiune și că nu rezistă presiunii, că tot, presiunea e de la începutul campionatului. Pentru Rapid sau pentru FCSB sau pentru CFR sau toate echipele care vor să câștige campionatul, care se bat pentru primele locuri, Craiova la fel. Deci presiunea e clară. În play-off, sigur, e mai mare, dar nu există că nu reziști presiuni. Trebuie să joci, trebuie. Vorba ta, i-a bătut pe toți în sezonul regulat. Da, pe cei din play-off, da. Toate echipe. FCSB nu i-a bătut. N-a pierdut, a câștigat. Da. Cu FCSB a câștigat două meciuri, da, cu FCSB. Da. În sezonul regulat. Și FCSB are acum 16 puncte. Asta este, deci Rapid și este paradoxul. Am glumit, am zis că vine meciul cu și o să vină prima victorie în play-off. Au fost și perioade când 6-7 meciuri nu câștigau Rapidul. Da. Deci vine înainte de emisiune spuneam că va veni meciul cu FCSB, prima victorie a Rapidului, că cu FCSB le merge bine, dar la cum i-am văzut, dacă se schimbă antrenorul acum, nu știu, poate să vină, zicem, și Mudică, care știm că e un bun antrenor pentru șoc mai ales, știi? Mm-hmm. Pot să facă ceva, dar la cum îi văd, FCSB cred că va difila pe Național Arena. Cum am văzut astăzi. Da, fi tare după ce Rapid a avut cu 4-0, acum da, 5 nu mai etape. Contează ce a fost. 5 etape. Nu mai contează ce a fost. Nu mai contează ce a fost. Dintr-o dată suntem în alt univers, s-au schimbat. Da. Unde a greșit Bergodi, dacă e să fi greșit? Așa, tehnic vorbind, care sunt posibile lui eroi? A schimbat prea mult, cum întreba Viorel? Mi se pare că a insistat cu anumiți jucători foarte mult în ultima perioadă, care poate nu necesita... Djokovic? Djokovic nu este. Djokovic, nu, dar zic, până Djokovic, la meciul ăsta. Și apropo de asta, am văzut că domnul Bergodi a declarat că este decizia domnului Șucu de a ține în afara locului... Poți fi un alibi? Pe cei trei. Este posibil orice, Radu. Să-l ascultăm pe Cristiano Bergodi, tocmai. Bună seara, domnule Bergodi. O nouă înfrângere pentru Rapid în această seară. Cum ați caracteriza partida din seara asta? Acum am caracteriza un match incredibile. Am avut ocazie, o prima ripresă, un match bun, o prima ripresă bună, mai ales prime 30 de minuti, unde am avut ocazie mari, singuri cu portar și nu am reușit să dăm gol. Din păcate asta a fost și după ei ne-au taxat, și au avut ocazie ei cu Dumitrescu, dar numai asta, după ne-au taxat la sfârșitul meciului. Am avut ocazie și al doilea ripresă cu Bormaz, cu Parcamin, nu a vrut să intre în port. Biol Rahmani, că
alunecat în fața porții. Asta e dezamăgire mare, pentru că ar trebui să castigăm și meciul îl facem mai ușor dacă dăm gol imediat când am avut asta ocazie în prima repriză. Simțiți că e un curent așa din ce în ce mai profund împotriva dumneavoastră? Că nu mai este susținut de, nu știu, de tot ce înseamnă suflarea rapidistă? Asta suflarea rapidistă, asta e normală că se întâmplă când suporterii sunt supărați, pentru că e normală asta, acest lucru, ei se uită numai la, e corect, la rezultatul și normal că după un meci, dar după un meci, așa ce putem spune, când nu dai gol și ceilalți te taxează. Dar la mine la 0-0 nu era bine, pentru Rapid. Da, eu cred că, da. Dar eu cred că nici o remiză era corectă. Eu cred că rezultatul cel mai important era să castigăm noi. Dacă nu dai gol în fața porții, e greu, pentru că cred eu că și nici o remiză, pentru că, repet, au avut ocazia în prima repriză cu Dumitrescu și după ne-au taxat la sfârșit. După când am pierdut luciditate, tot am pierdut acolo, ultime un sfert de oră, 20 de minuti. Dar eu zic că în prima repriză am făcut un meci bun. Meciul se joacă, fotbal se joacă pe goluri și dacă nu dai gol, dacă nu este așa sânge rece în fața porții, e foarte greu. Și au pierdut luciditatea jucătorii pentru că în momentul acesta e foarte mare presiune. Sunt și aceste rezultate care nu sunt tocmai bune pentru echipă. Beh, da, eu cred că da, că ei au pierdut un pic de încredere, pentru că e normal, tu vrei să castigi un meci, măcar ratezi ocazie și după în spate, normal, este întotdeauna sub presiune, măcar o greșeală se poate întâmpla și ai golul, după e normal că e un dezastru și atunci e normal că nu au această încredere. E important să dăm gol al început, probabil am fi făcut un meci mai ușor, sigur, pentru că se vedea că am avut situație de a intra bine și ocazie mari, asta este. Spuneți-mi, dacă după acest rezultat și ținând cont de, nu știu cum să le numesc, excluderile lui Djokovic, Albu, da, și Papou, vor urma și al jucător care până la final, probabil că nu vor mai face parte. Papou era accidentat. Deci doar Djokovic și Papou era accidentat. Albu. Mai vin și alții lângă ei acolo? Papou era accidentat. Nu știu, Papou era accidentat. Dacă vă mai gândiți să luați măsuri și împotriva altor jucători, exact, pentru că nu conving pe teren în momentul în care intră. Nu, vedem. Acum nu putem vorbi deja la cald, așa, după un meci, un asemenea meci de jucători, de lotul. Nu există acest lucru. Trebuie să mergem înainte și să încercăm să reglăm lucruri, dar nu e ușor pentru că moralul echipei a scăzut mult, pentru că nu vedeți, nu ținem din punctul de vedere psihologic, ne-am un pic grăbit. Al doilea repriză, de exemplu, în prima repriză, după 30 de minuti, când ai avut ocazie și au început să se grăbească, să pună mingea asta în adâncime, în spatele fundașilor lor, lucru că nu ar trebui să facem. Și după al doilea repriză, când vezi că trece timpul, intri în crizi de timp, no? În panică și nu am pierdut în luciditate și ne-au taxat la sfârșit ultimul meci, ca acolo ultima acțiune când au ieșit în contraatac pe banda și au băgat mingea în careu și ne-au dat gol. Deci mergeți înainte, adică nu v-a trecut prin cap să renunțați după ce tu stadionul striga. Eu sunt antrenorul până când clubul decide, ei evaluează munca antrenorului. După sunt rezultate, sunt tot ceea ce au acolo în față, ceea ce... Nu, dar dumneavoastră nu v-a trecut prin cap așa, adică gen... Poate și asta, când un antrenor antreneze și gata, nu, ce care e chestia, problema e, repet, că am pentru că e normal că și 0-0 era un rezultat, suporte era un rezultat slab, no? E normal, nu ar trebui să castigăm, avevamo o ocazia atât de mare de a urca din nou pe locul 2, ok? Împreună la egalitate de puncte cu CFR și am pierdut CFR și Craiova și am pierdut încă ocazia în acest an. E un păcat, repet, pentru că nu e ușor să ridici acest moralul echipei, pentru că vedeți când de joci cu presiune, multă presiune, nu e ușor, pentru că vezi, ce ratare am avut, din păcate că facem meciul mai ușor, sigur, pentru că eram pregătiți, echipa a jucat bine primele 30 de minute, bine. Lotul Rapidului este în momentul acesta de locul 5.
Da, nu știu, acum nu fac evaluare eu, nu de locul 5 sau locul 3-2, nu mă interesează acest lucru, nu dau, mă dau cu părere acum în fața presei, nu are rost din acest moment, sincer, cu tot respectul pentru și jucătorii mei, nu e corect să spunem ceva. Va opri la final o domnișoară aflată în scaunul cu rotile care suportă la Rapidul, parcă v-a rugat ceva sau ce? Nu, nu e că m-a rugat, nu, am dus eu pentru că oricum și chiar dacă tot stadion nu cerea demisia, nu mă interesează pe mine, pentru că sunt obișnuit, am umeri larg, nu mă interesează și am mers acolo pentru că e o fata frumoasă, din păcate n-a avut noroc în viața ea și l-am salutat pentru că sunt mulți ani că cunosc din 2007 și atunci m-am dus acolo chiar fără niciun fel de problemă cu suporteri că spuneau ceva, nu mă interesează. Meciurile cu FCSB sezonul ăsta au ieșit bine pentru dumneavoastră și revine echipa la meciul cu FCSB. N-am mingea de sticlă, e greu, sunt 4 înfrângeri și nu e ușor, dar vom vedea cu jucătorii. Dacă e cel mai greu moment al carierei noastre în România. Sí, sigur, e cel mai greu moment, da. Da, se poate spune, da. Am văzut, sigur. Nițu i-a îmbrățișat la final. Da, ei m-au îmbrățișat pentru că ei, ce pot să spune, iubesc asta, jucătorii, cred eu, cum eu iubesc pe ei. Pentru că e normal că am făcut 18 luni și am făcut performanță acolo cu un club, nu din anumit cine știe ce livel, dar cu conducători buni și ce pot să spune. Normal că avem amintiri frumoase și m-au îmbrățișat unii jucători că aveam și anul trecut. Asta e, cred eu, clar. În afară de povestea frumoasă cu acea suporteră în scaun rulant, în rest foarte multe vorbe, de fapt o singură idee. Nu-mi dau demisia, laude pentru conducătorii de la Sepsi, îmbrățișări cu jucătorii acestei formații. După o pauză o să vedeți ce spune Dan Șucu despre situația lui Cristian Bergut. Surprins sau... Nu. N-avem în seara asta, n-avem nimic să spunem. Mâine clubul va lua o decizie. Decizie însemnă de viciunea lui Cristian Bergării. Păi voi ce înțelegeți? Că la cald, că noaptea e un sfetnic bun, că cum s-o luăm. Pentru cine nu, e un sfetnic bun? Nu cred păi că, nu, dar nu cred dacă, că există cale de întoarcere. El dacă spune în mod normal, dacă nu avea nicio decizie de luat, spunea că mergem înainte. Cum a spus de altfel. Cum a spus de fiată. Da. Când spune, mi se pare că atunci când spune mâine clubul va lua o decizie, mi se pare că e ca și cum ar fi luat decizia. Da. Nu? Nu, mie îmi place, mi se pare logic. Sigur că e loc pentru orice, ca de obicei. Poate că e, la Rapid e surprinzător din punct, sau în fine e surprinzător pentru felul în care se întâmplă lucrurile în fotbal românesc, mi se pare, dar în cazul ăsta... Eu ți-am zis, dacă mai speră la ceva Rapid, trebuie să facă un șoc. Asta e în momentul ăsta. Mm-hmm. Să facă un șoc, adică să schimbe antrenorul? Da, pentru că nu, eu cred că nu mai are ce să mai scoată de la ei acum pe final. Da. Am văzut, echipa e într-un moment foarte prost, deci trebuie făcut ceva. Da, interesant cum, da, în fine, asta este povestea făcută. Cum cu un alt antrenor care vine imediat, echipa se transformă, e altceva, le cresc... Nu neapărat, poate să nu. Calitățile poate de fotbalist. Poate să nu, dar totuși e o șansă. E o șansă. Deci la artă din cazuri așa se întâmplă. Pentru că și ce, atunci când nu are rezultate, jucătorii și jucătorii pierd încrederea în antrenor. Acum, întrebarea este, au pierdut vreme ținându-l pe Bergodi în condiție în care... ajung la aceeași concluzie, dar mai târziu? Bine, este adică greu de imaginat scenariul ăsta, filmul ăsta din play-off. Adică bați 4-0, 4-1, cât a fost cu... 4-0. 4-0 FCSB-ul, ești la 4 puncte. Da. În 2 săptămâni, ești la 16 puncte. Da. Nu, da, în 3, în fine, nu contează. Da? Vorbim și de pauza, a fost pauza cu echipa națională după meciul cu... Cred 4 săptămâni, da, în fine, nu contează, s-a terminat, dar... Sunt 16 puncte.
Da, da, e enorm. Este... Da, e ireal. Da, ireal. Bun, dar da, tu vezi, adică, niște conducători, întrebarea... El nu-și dă demisia că este încă... Da, apropo, uite, nu-și dă demisia. Tu ai zis că-și dă demisia, nu-și dă demisia. Corin. Este la 3 puncte de locul 2. Da? Da. Este la 3 puncte de locul 2. El este... Încă este, poate să-și realizeze obiectivul, da? Da, dar el încă e în sezonul regulat. El nu a început play-off-ul. Că mă păcești. Păi da! Era aceleași puncte ca în sezonul regulat. Deci este, este încă în obiectiv. El de-aia nu-și dă demisia. Da, va fi demisionat. Da. Atmosfera și tot ceea ce s-a întâmplat în adică așa cum arată lucrurile, da. Da. Întrebarea este, Gabi, niște conducători care au vrut să fie extrem de corect și de civilizat și cum să spun, să nu ia decizia cald. Până la urmă au greșit neînțelegând că acestă că Cristiano Bergodi nu mai poate să redreseze echipa. Păi, că... el a intrat bine, da, în play-off. N-a avut, a avut căderea asta. Eu zic după primele dar două. După primele două, că da. N-au luat atunci că au zis să mai aștepte. Da. Mi s-a părut după totuși patru, normal. După patru, eu n-aș fi luat după primele două. Da, după patru, dar unu, acum, eu asta am spus, e momentul în care nu mai... Trebuiau să ia după CFR, după 4-1 cu CFR, când vezi că contează. Echipa chiar n-are nicio... Chiar nu mai contează. Acum. Chiar nu mai... Păi da, va conta adică... că poate câștigau meciul ăsta, erau la egalitate, cine știe cu altcineva, poți pierde Europa. A fost un întreb. Clar. Contextul n-a fost unul... Putea să ia mai devreme. ...favorabil echipei. Dar în momentul de față, vezi jucători care în anumite meciuri se ridicau la un nivel foarte bun și chiar făceau diferența și nu sunt în meci. Nu mai au același ritm, nu mai au aceeași prospețime, nu mai au aceeași personalitate în joc. Deci este clar că... e un moment complicat și pentru Bergodi și pentru jucători. Să vedem ce decizie va lua totuși conducerea. Radu, eu nu știu, am avut un semn mare de întrebare după meciul cu Craiova. Atunci când Rapid a condus, Rapid era în superioritate, da, pe teren, pentru că la Craiova luase da. Și cu toate astea Craiova a reușit să întoarcă. În 10 oameni, da. Da, Craiova nu, care nervozitate, nu existase, nervozitatea da, jucătorilor, da. Ține minte, doi jucători, da. Papo da. Și nu mai știu cine a mai ieșit, care da. Au avut niște reacții asta, nervoase. Brown. Și Brown, exact. Da, Brown. Da, adică da. E clar că atunci se crease așa o tensiune destul de mare, probabil acumulată. E posibil timp. Ca într-un vestiar cu foarte mulți jucători, foarte mulți jucători și jucători mai toți veni să joace titulari sau în fine mulți dintre ei Bergodi să nu fi avut capacitatea să gestioneze situația asta? Să fi fost nervozități interne? Să fi fost tot felul de lucruri care să fi dat peste cap echipa? Nu știu, eu cred că și... Suntem încă sub impresia atitudinii șocantă, spunea lui Cristiano Bergodi, pe care înțelegem pentru nervii pe care i-are, dar felul în care a atacat jurnaliștii, acest om pe care l-am văzut mereu ca unul dintre cei mai civilizați antrenori care au trecut pe aici, felul cu imaginile astea extraordinare, sigur că se poate întâmpla, dar nu l-am văzut așa, cu ochii ieșiți din orbite, cu... aproape, cum să spun, amenințător. Gabi, tu... Cine e Cristiano acesta? M-a surprins. Știam că e un om calm, un om chiar care știe să-și păstreze calmul în momente din astea, dar... Nu, l-am mai văzut dar și nervos, dar nu așa. Da, dar și-a pierdut cumpătul. Aici și eu sunt de părere că a greșit. Indiferent cine ce i-a cerut de la presă sau asta să răspundă sau... N-ai voie, nu poți. Aici arăți că îți pierzi, că nu ai echilibru. Nu e normal. Asta cumva ne arată că și el înțelege cumva în adâncă lucrurile s-au dai seama că el știe ce se va, simte. Da. Nu e prima oară când ar fi avut discuții cu conducerea. Deci ei au mai discutat până acum, după înfrângerile astea. Adică sigur că au fost niște discuții. Dar probabil că, sigur, așteaptă să vadă decizia conducerii, așteaptă să ia eu decizie, el nu-și va da demisia. Ca să poată să...
Da, și ce m-a frapat pe el, nu știu că e prea tare tânăr, frapat, întrebat dacă e cel mai greu moment al carierei lui, el spune, da, ăsta e. Păi el a pierdut într-un meci un campionat cu Craiova. Da. Atunci cu CFR-ul. Da, a ajuns să joace finala. Trei sezoane, da. A ajuns să joace finala. Cum? Acum trei sezoane, da. Era ajuns... Păi ăla mi se pare cel mai greu. Ăsta e cel mai greu. Păi de ce? Pentru că atunci a jucat o finală. Păi dacă nu i-a avut trofeu pe masă. Să joace o finală pe masă. Deci ce a făcut în play-off-ul a fost la... Nu știu, dar tu mai... Ăsta e cel mai greu. Ai trofeu la un... L-a aplaudat după meciul ăla, deci situația care este acum și atmosfera creată și tot. Să ai 1-0 în meciul ăla. Dom'le, 4 meciuri în play-off, ăsta e cel mai greu moment pentru el. Nu, mi se pare că ăla e. Da, da, nu știu, poate emoția. Cine vine? Ok, pleacă Cristian Albergo, de cine vine? Mi se pare că s-a cop momentul pentru Marius și Mudica, așa cum se zvonește? Păi sunt două nume din punctul meu de vedere acum. Așa văd eu, dacă se ajunge la... demisia lui. Să zicem că se ajunge ceea ce se va întâmpla, evident, da. Mircea Lucescu sau Șumudica? Mircea Lucescu se zicea că e la Beşiktaş, că deja are o înțelegere cu Beşiktaş din vară. Da, că n-are o înțelegere, eu am spus două nume, atât. Da. Mircea Lucescu sau Șumudica? Gabi, ai două nume? Două nume, da. Trei? Unu. Sau unul? Șumudica, îl văd pentru că se va face multă presiune din partea galeriei, asta e clar. Da. Acum știu că nu prea le convine din anumite motive celor din conducere, dar cred că poate vor fi totuși forțați sau să facă, să fie și galeria mulțumită și să-i dea o șansă. Până la urmă și Șumudică va trebui să primească șansa lui la Rapid. Da. Ca să vedem ce poate interesant să facă. Altul ar mai fi fost vorba și de Măldărășanu, dar nu în momentul ăsta, decât Mutu? La cap, la final. Mutu, nu cred. Dar nu întreb, că a mai fost acolo. Știu, dar nu. Luăm toate numele astea care au oarecare legătură cu Rapid. Sau... Nu cred. Tu mai vezi pe cineva în afară de cei numiți? Nu, deci eu cred că e cel mai potrivit în momentul de față. Uh-huh. Pentru atmosfera, faptul pare că e iubit. Pare că s-a copt momentul pentru el, da? Pare, da, exact. Da. Acest lucru îl face, din punctul meu, favorit. Și cred că și cei din conducerea trebuie să gândească la acest lucru. Poate că nu e atât de plăcut de ei, doar că e o situație la Rapid, în momentul de față, în care Rapid are nevoie de Marius Șumudică. Părerea mea. Uh-huh. Și are nevoie repede înainte de meci FCSB ca să nu pierdă complet toate. Clar, are și el nevoie. Eu sper să se reușească acest lucru și sper ca lucrurile să revină pentru Rapid la normal, pentru că are un lot bun. Eu cred în lotul acesta. Bun, ne oprim aici, o să vedem mâine, zi importantă. Decizia aceasta pe care spune că o va lua clubul, așa spune Dan Șucu, și în ochii multora și după ultimele evenimente a însemnat o schimbare de antrenor. Marius Șumudică, sunt zvonuri că ar putea să fie cel care vine în locul lui Cristian Bergodi, dacă încă o dată el va fi. Răzvan are clauză mare. Are clauză mare, da. Sau Mircea Lucescu, așa cum spune. Da, mai acolo e mai complicat. Marius Șumudică pare varianta fezabilă în momentul ăsta. Mulțumesc, Gabi, mulțumesc, Ilie, mulțumesc, Florin. Aveți super avancronica în scurt timp. O seară bună!